Nici nu au putut să ne explice de ce nu se imunizează. Că nu mă vaccinez. Dar n-aveți vreun motiv? Nu mă vaccinez. Dar oamenii ar trebui să se vaccineze? Treaba lor. Eu nu mă vaccinez. Dar credeți că este o idee bună să aducă, iată, vaccinurile chiar? Treaba lor. Eu trăiesc pe viața mea. Cât am de trăit, atât și voi trăi. Oh, bună ziua! Ne bucurăm foarte mult că ați venit să vă vaccinați. Știți, ultima perioadă foarte puțini oameni aleg să se vaccineze. Vă rog să luați loc. Nu vreau să iau loc. Bine, cum doriți. O să vă rog să-mi dați un buletin. Nu mi-l dau. Dacă nu aveți, puteți să-mi dați un alt act de identitate. Nu am niciun act de identitate. Bine, haideți altfel. Sunteți înregistrat? Eu nu mă înregistrez. Haideți atunci să alegem vaccinul cu care doriți să vă vaccinați. Acum avem un lot nou de Johnson. Eu nu mă vaccinez. Poate AstraZeneca? Eu, sincer, tot cu AstraZeneca m-am vaccinat. Treaba dumneavoastră. Eu nu mă vaccinez. Poate Sputnik. Care? Zic, avem Sputnik. Dacă am spus că nu mă vaccinez, eu nu mă vaccinez. Stați puțin. Ați venit la un centru de vaccinare și nu vreți să vă vaccinați. Da. Dar pot să vă întreb de ce? Treaba mea. Eu nu mă vaccinez. Păi, dacă ați venit la un centru de vaccinare, de ce nu vă vaccinați? Eu trăiesc cu viața mea și cât am trăit, atât și o să trăiesc. Mm. Frumos spus. O zi bună. Multă sănătate. N-am voie. Domnule, vreau să vă dau de înțeles că puteți să plecați. Așteaptă oameni în rând. Treaba lor. Ei trăiesc cu viața lor, eu trăiesc cu viața mea. Cât timp voi trăi, n-o să mă vaccinez. Frumoasă filozofie, dar oamenii ăia vor să se vaccineze. Treaba lor. Eu nu mă vaccinez. Am înțeles. E alegerea dumneavoastră. Vă rog să părăsiți cabinetul. Nu pot. De ce nu puteți? Nu cumva vă este rău după vaccin? Stați, că dumneavoastră nu v-ați vaccinat. Păi atunci, de ce nu puteți? Eu am venit cu o altă nevoie. Dumneavoastră ați venit la un centru de vaccinare pentru altceva decât vaccinare. Da. Pot să știu de ce? Mai aveți alcool sanitar? Da, avem, dar el este pentru vaccinare. Adică dacă îmi pun vaccinul, atunci putem să servim câte două paharele? Aha. Dumneavoastră vreți să ne vaccinăm și să bem câte un paharel? Dumneavoastră cum vreți. Viața dumneavoastră, trăiți pe viața dumneavoastră. Eu trăiesc pe viața mea. Și cât am trăit, atât ați decis. Domnule, alcoolul sanitar se folosește pentru a dezinfecta locul unde se pune vaccinul. Atunci putem să spunem... Nu. Noi nu punem vaccinul pe limbă, ca după aia să dezinfectăm gura. Cred că asta ați vrut să mă întrebați. Da. Bine, atunci cum doriți. Dar eu nu mă vaccinez. Bine, o zi bună. Da, Pfizer aveți? Ah, scuzați, e greșeala mea. Da, avem Pfizer. Puteți să pregătiți mâna. Eu nu mă vaccinez.